Terenul din Blașcović pe care primăria Timișoara l-a recuperat și readus în patrimoniul orașului a fost curățat și așteaptă acum să primească o nouă destinație. Terenul care potrivit primarului Timișoarei Dominic Fritz a fost ocupat abuziv timp de ani de zile a fost eliberat de numai puțin de 700 de tone de gunoi. Terenul pe care l-am eliberat acum o lună în Blașcovici e lună și bec. Am demolat construcțiile ilegale și am cărat tot gunoiul de acolo. De pe 200 de metri pătrați de teren am scos 700 de tone de gunoi. Acum mai bine de 10 ani pe acest teren, proprietatea orașului, au apărut niște barăci improvizate, care au tot crescut până au ajuns casă cu gard mare de fier. În mai am semnat dispoziția de demolare și în iunie am trecut la curățarea terenului. Acum terenul este curat și îngrădit, iar în funcție de nevoile cartierului va primi o nouă destinație în beneficiul Timișorenilor, transmite primarul Timișoarei, Dominic Fritz.